Primăvara a intrat pe deplin în drepturi. Luna mai debutează cu temperaturi generoase în partea de nord a țării, unde va fi senin și fără precipitații. Pe timp de zi se vor înregistra maxime de 21 de grade, iar pe timp de noapte indicii termici vor oscila între 5 și 7 grade Celsius. Va fi cald în sudul țării, meteorologii promit temperaturi de până la 24 de grade pe timp de zi, iar noaptea mercurul în termometre va coborî ușor până la 8-9 grade. Soarele își va face simțită prezența și în localitățile din centrul Moldovei. Sinopticienii nu exclud că la Hâncești ar putea cădea ploi slabe. Chiar și așa, vremea va fi frumoasă. Ziua vor fi 20 de grade, iar noaptea indicii vor fi de 8-9 grade. Chișinăuienii la fel vor avea parte de vreme frumoasă. Ziua va fi însorit, mercurul în termometre va urca până la 21 de grade. Noaptea, sinopticienii promit 9 grade Celsius, presiunea atmosferică va fi ușor scăzută. Iar peste granițe plouă. Precipitații se vor înregistra atât în Rusia, Ucraina, cât și în România. Cu toate acestea, vecinii de peste Prut și Nistru sunt mai norocoși în condițiile în care vor avea parte de temperaturi generoase, plus 20 de grade Celsius.